Bun găsit, stimați telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Revista Presei. Sunt Adrian Simeon. Iată-ne împreună răsfoind ceea ce scrie presa. Văd aici un breaking news pe știri pe surse.ro. Meteorologii au emis avertizarea de cod galben pentru 19 județe. E vorba de un cod galben de ceață. Sunt avertizate localitățile Lunca Mureșului, Noșlac, din Alba, Târgu Secuiesc, Covazna, Zagon, Zăbala, Sânzien, Ghelința, Cernat, Ojdula, Cătălina, Borojneu Mare, Lemnia, Poian, Brateș, Moacșa, Dalnic din Covazna. Până la ora 12 la amiază va fi ceață și în județul Constanța. Tot până la ora 12 sunt vizate și localitățile Slobozia, Fetești, Țăndărei, Mara, Făcăieni și altele. Mai multe aflați direct de pe știri pe surse. Iată un articol tot de acolo, spune așa: măsurile adoptate de guvern odată cu prelungirea stării de alertă și-au dovedit limitele, iar specialiștii din sănătate care au realizat studii pentru a vedea impactul măsurilor ne-au explicat că acestea nu au produs efectele așteptate. Conform surselor noastre, scrie știri pe surse, pe finalul acestei săptămâni, inclusiv în ziua de miercuri, adică astăzi, România va înregistra o creștere consistentă a numărului de cazuri. Interesant. Mai multe citiți tot pe știrpesurse.ro. Ia să vedem ce mai avem aici. Avem așa: medicul Monica Pop se împotrivește vaccinării obligatorii. Aceasta avertizează că vaccinul anticoronavirus nu poate fi administrat populației în mod obligatoriu, întrucât nu se cunosc efectele acestuia pe termen lung. E foarte normal ca populația medicală să fie reticentă, pentru că nimeni nu vrea un vaccin făcut foarte repede, care nu a trecut proba timpului. El poate avea un impact genetic și nu ai de unde să știi ce urmări va avea. Din cunoștințele mele, nu există niciun vaccin administrat populației care să fie administrat așa repede, fără teste. În prospect, trebuie să scrie care sunt riscurile imediate și cele pe termen lung. Una dintre femeile testate a făcut mielită, e compromisă, a declarat Monica Pop, medicul Monica Pop. Articolul îl găsiți pe știri pe surse. Tot pe știri pe surse mai avem așa: procurorii de ICOT, ajutați de ofițerii de la crimă organizată, au făcut 12 percheziții la persoane care prin substituirea cartelelor SIM ar fi intrat în conturile bancare și cele de pe rețelele de socializare a 50 de victime. Prejudiciul produs în acest caz depășește 100.000 de lei. Surse judiciare au informat pentru știri pe surse că printre persoanele vătămate s-ar număra și cântărețul de manele, scriu ei, Jean de la Craiova, solista Denisa de la Bembi, dar și alți artiști, precum și persoane din viața politică. Sursele citate nu pot preciza, scriu cei de la știri pe surse, alte nume, ancheta fiind în plină desfășurare. Începând cu luna decembrie 2019 și până în prezent, liderul grupării, cu ajutorul celorlalți membri, folosindu-se de datele de identitate ale victimelor, a făcut demersuri în vederea înlocuirii cartelor SIM ale acestora, preluând astfel controlul asupra numerelor de telefon. În acest mod, liderul grupării a reușit să acceseze conturile de e-mail, profitând de sistemul autentificării în doi pași, care presupune transmiterea unui cod pe numărul de telefon ce este sincronizat cu contul de e-mail, permițând astfel schimbarea parolei de acces și restricționarea accesului persoanei vătămate la cont. Da, ingenioși românii, întotdeauna vor găsi ei o șmecherie pentru a mai prosti pe cineva, pentru a mai face ceva bănuți. În altă ordine de idei, așa cum știm, a murit draga olteanu Matei, Dumnezeu să o ierte și să o odihnească. Actrița Oana Pele a publicat în această dimineață un mesaj de rămas bun pentru draga olteanu Matei.
care a murit noaptea trecută la Iași, în vârstă de 87 de ani. Draga Olteanu Matei a debutat în lungmetrajul Blanca din 1955, regizat de Mihai Iacob și Constantin Neagu, în care a jucat alături de Amza Pelea și Silvia Popovici. Draga de draga, scrie Oana Pelea, tare drag i-a fost lui tata de ea, tare dragă mi-a fost, bunul Dumnezeu să o primească în împărăția sa, scris Oana Pelea pe Facebook. Actrița Draga Olteanu Matei, memorabilă în teatrul și în filmul românesc, a fost iubită de public și respectată de colegi, a jucat în peste 90 de producții cinematografice, 50 de piese de teatru și 100 de producții de televiziune. Așa cum spuneam, Dumnezeu să o ierte și să o odihnească. Un alt articol ne informează că Asociația Forumul Judecătorilor din România și Asociația Inițiativa pentru Justiție solicită ministrului Cătălin Predoiu să sesizeze Comisia de la Veneția privind noile proiecte de modificare a legilor justiției. Asociațiile amintite remarcă faptul că vechile metehne sunt în continuare esențiale pentru activitatea ministrului Justiției, indiferent de schimbarea de atitudine clamată public cu obstinație, evitându-se orice expunere în fața organismelor internaționale relevante, ale căror opinii sunt ignorate în aspectele care nu convin inițiatorului proiectelor de lege, se precizează într-un comunicat al Asociației Forumul Judecătorilor. Factorul politic continuă să păstreze rolul crucial în alegerea revocarea sau revocarea procurorilor de rang înalt, în condițiile în care recomandările tuturor entităților internaționale relevante au fost în sensul ca numirea în funcțiile cele mai înalte din parchete să se facă printr-o procedură transparentă și bazată pe criteriile obiective. Bun, hai să vedem ce mai avem aici. Avem așa, la ziare.ro, publicat pe site-ul Antenei 3, Klaus Iohannis a susținut o conferință de presă după ședința de evaluare și prezentarea măsurilor anti-Covid, la care au participat premierul, ministrii apărării, al sănătății, șeful DSU, dar și Alexandru Rafila. În ședința de astăzi a fost desemnat și un coordonator al campaniei de vaccinare la nivel național, în persoana domnului Valeriu Gheorghiță, medic primar de boli infecțioase la Spitalul Militar Central, a spus Klaus Iohannis la finalul conferinței de presă. Un articol pe Gândul zice așa, premierul Ludovic Orban a declarat că demisia managerului Spitalului Județean Piatra Neamț nu este suficientă după ce 10 oameni și-au pierdut viața în incendiu de la secția de terapie intensivă. Întrebat dacă este suficient faptul că directorul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț și-a dat demisia, premierul Ludovic Orban spune că ancheta penală trebuie să își urmeze cursul și toți cei vinovați trebuie să plătească. Acolo este vorba de pierderea 10 vieți omenești, acolo se face o anchetă penală. Am dat dispoziție la toate structurile de subordonare guvernamentale să sprijine ancheta cu profesionalism și celeritate, astfel încât să fie identificați responsabilii. Cum să fie suficientă o demisie? Nu este suficientă o demisie. Ancheta penală trebuie să identifice responsabilii și odată cu identificarea responsabililor trebuie să se facă toate demersurile pentru trimiterea în judecată a acestora, a spus Orban, citat de Mediafax și preluat de Gândul. Uite, altă știre interesantă de pe Monitorul Express. La 13 decembrie anul acesta intră în vigoare noul mers al trenurilor și unele lucruri se vor schimba. Între Brașov și București va circula cel mai rapid tren din ultimele 4 decenii între aceste două orașe, iar de la Brașov, la Constanța va exista un tren care face sub 4 ore și jumătate. Și spre Moldova se va circula ceva mai rapid, viteza medie a trenurilor este de 42 de km pe oră, cu 160 de km pe oră circulă doar câteva trenuri pe zi spre Constanța, iar cu 140 de km pe oră se circulă între București și Ploiești, dar și pe minuscule porțiuni în Ardeal.
2 ore și 6 minute de la Brașov la București Nord. Câte trenuri vor avea mers de Intercity, însă vor figura în mersul trenurilor ca Interregio, ceea ce este de bine, spun cei de la Monitor Express, fiindcă biletele ar fi fost cu 40-50% mai scumpe. Față de parcursul actual, timpii vor fi cu 50-60 de minute mai mici. Să trăim și să o vedem și pe asta. Nu în ultimul rând, un articol preluat de pe România Liberă care spune că șantierul naval din Galați a livrat către un beneficiar din străinătate cea de-a doua navă de luptă de tip corvetă, similară celor de care ar avea nevoie și forțele navale ale României. Astfel, șantierul naval din Galați a livrat oficial cea de-a doua corvetă construită în România pentru Marina Militară din Pakistan. Ceremonia de predare a navei s-a desfășurat la sfârșitul săptămânii trecute, după ce în februarie 2020 fusese predată prima dintre cele două nave. Furnizorul este o companie din Olanda, care este proprietarul șantierului naval din Galați. Astfel, Marina Militară din Pakistan a preluat oficial noua sa corvetă tip OPV-1900, botezată PNS Tabuk. Nu știu cât timp mai avem, poate îmi spun cei din regie. Așa, să vedem ce mai zic ziarele. Ia uite, un titlu apocaliptic. Băi, ce titluri! Ci că dezastru pe final de an 2020 se închide cu un anunț catastrofal, evident în evenimentul zilei. Profesorul de microbiologie la Universitatea din Padova, Andreea Crisanti, dă o veste foarte proastă. El spune că al treilea val de COVID-19 va veni inevitabil dacă se vor ridica restricții. Dacă se vor ridica restricțiile de Crăciun. Dacă deschidem Crăciunul, vom avea al treilea val. Mai degrabă decât redeschiderea de Crăciun, cred că situația este atât de rea încât trebuie să recomand opusul. Profitați de sărbătorile de la sfârșitul anului pentru a închide totul în acele două săptămâni și încercați să opriți infecția, dar înțeleg că trebuie să ținem cont de nevoile economiei, a declarat Crisanti în La Republica, îngrijorat cu privire la noile infecții care ar putea provoca al treilea val de coronavirus, scriu cei de la evenimentul zilei. Ia să vedem ce avem aici. În Republica avem un interviu cu ambasadorul Statelor Unite în România, cu Adrian Zuckerman, care a transmis condolențe din partea sa și a poporului american tuturor familiilor care au pierdut un membru în tragedia de la Piatra Neamț. Hai să mergem și la presa locală să vedem dacă avem ceva interesant în afară de campania electorală. Uite, avem la Hunedoara Liberă că zilele următoare un alt transport de construcții modulare medicale va fi trimis către unitățile sanitare din Oreștie, Hațeg și Gioagiu. Pentru județul Hunedoara a ajuns încă un transport cu o parte din construcțiile ușoare din elementele modulare necesare înlocuirii actualelor corturi de triaj medical de la spitale. Acestea sunt trimise de Guvernul României în urma solicitării Comitetului Județean pentru situații de urgență Hunedoara, condus de prefectul județului Călin Petru Marian. Iohannis, Planul Național de Redresare și Reziliență va fi prezentat săptămâna viitoare. Hai să mergem și la ziar local. Mergem la ziarul Servus Hunedoara, unde aflăm cu surle și trâmbițe că la Bârcea Mică, lucrările la noua capelă mortoară au fost finalizate cu o lună mai devreme. Și ce-i cu asta? Cicu, avem o construcție nouă de aproape 100 de metri pătrați, împrejmuită cu gard. Au fost realizate două porți, una pentru acces pietonal și una pentru acces auto. Clădirea are cameră funerară, cameră de oficiu, bla așa. În curtea capelei a fost amenajate alei pavate cu dale, platforme de circulație pietonală și auto, 6 locuri de parcare și spațiu verde, a transmis
conducerea primăriei de mare realizare, domnule, foarte mare, cu o valoare totală a investiției de 445.000 de lei, fără TVA, deci vreo 4 miliarde și ceva a costat o construcție de aproape 100 de metri pătrați utili. Să trăiască foarte bine. Să vedem dacă mai avem ceva care să merite atenție. Uite, un breaking news. Un breaking news care spune așa: unitatea de terapie intensivă mobilă instalată în curtea Spitalului Municipal din Timișoara s-a defectat la nici 48 de ore de la instalare. Unitatea a fost trimisă la Timișoara după scandalul de la Victor Babeș, unde mai mulți pacienți au murit pentru că spitalul nu mai avea locuri la ATI, și a fost instalată la Spitalul Municipal, însă s-a defectat. 8 oameni erau conectați aici la aparatele de oxigen, care au cedat din cauza presiunii. Pacienții au fost mutați de urgență la alte unități medicale. Tipic românesc. Articolul este pe debanat.ro. Și încheiem revista presei cu informația conform căreia prim vicepreședintele PSD Gabriela Firea susține că ministrul de finanțe Florin Câțu minte referitor la revenirea economică în V, acesta fiind un V blegit, spune Gabriela Firea, adică un L de la Ludovic Orban. Hai că e tare asta. Vă mai amintiți de Câțu, cel care ne-a îndatorat țara astfel încât vor plăti și copiii noștri, acum nu face altceva decât să continue seria minciunilor și aberațiilor pe care le-a transmis public de mai bine de un an, în timp ce a îngropat industria, a distrus Horeca, agricultura, comerțul, a anunțat mereu o iluzorie revenire în V a economiei. În loc să fie un V, este un L de la Ludovic Orban, un V blegit. Când ești în groapă, chiar dacă ți-o pui pe fundul ei, nu înseamnă că ești la liman, a mai spus Gabriela Vrânceanu Firea. Dragi prieteni, vă mulțumesc tuturor pentru atenția acordată. Iată că am ajuns la finalul unei alte reviste a presei. Sunt Adrian Simon. Rămâneți în continuare cu noi. Numai bine! We'll be right back.